Mamă, ce se aflăm aici? Se face concursul Kid Rafael Gâie, un concurs de construit aici de ziua României. Ok, pe și cu cine să mă ia să mă uit în partea? Deșteaptă-te, române! Că dacă nu, o să mor că te omoară Darius Zelu cu sabia de rusian, cu sabia de rusian! Ok, Darius Zelu, am înțeles. Deci eu sunt cu tine, nu sunt cu Alex. Ok, trebuie să mă duelesc cu tine, că te văd, Darius Zelu. Hai că am intrat peste tine, nu mai ce să faci. Mă, fii atent. Mă, ce fac? Mă, ce vrei, mă, să faci? Mă, pleacă-mă de aici. Du-te-mă în partea ta, fii atent, Darius Zelu. Fii atent, bă, vină-mă încoace. Ok, deci n-am cu cine să mai vorbesc, sincer. Adică acum am venit aici la un concurs de construit, dar se pare că... Rafale, bă, dar fii atent, bă, Rafale, eu te-am adus la concurs de construit. O să facem ceva de România, gata, hai, pa, rapid, rapid, construiește, soldat. Deci, da, astăzi o să facem concurs de construit și ce o să facem noi la acest concurs de construit? Ei bine, o să facem casă de nob... Bine, nu facem casă, facem cine trece din cap, practic ceva ce are legătură cu România, de nob versus pro. Adică facem la prima rundă de nob, după facem de pro și știți, ca de fiecare dată, cum se întâmplă, scrieți voi acolo în comentarii cine câștigă, adică eu nu se pune problema de asta, dar astăzi vreau să fac ceva mai special, adică încă n-am ceva neapărat în cap, dar vreau să fac ceva super, super șmecher. Aș vrea să fac ceva șmecher și acum la început, dar sincer nu știu. Ok, dar să le de se pare că tu ești cam mai amuzant astăzi, dar ce faci tu acolo, mă, dar să le te crezi tu așa șmecher, tu ce o să faci acum? Ia, chiar sunt curios ce construcții faci tu pe acolo, dar să le, adică pe bune. Secret! Da, secret, da, ai dreptate, ai dreptate. Ok, mamă, deci o să fac eu prima oară, chiar nu știu ce o să fac, dar mă gândeam să fac ceva de genul. Hai să facem un fel de castel, dar de data aceasta vreau să facem un castel așa de sand, de nisip, cum ar veni. Facem aici foarte, foarte frumos. Este foarte frumos, bă, Rafale, foarte frumos. Da, cred că dar să le o să te... Nu o să vreau să te mai amă, dar să le de ce o să te dau pe mut? Cât timp fac eu aici, că nu vreau, nici nu vreau să auzi tu aici ce se întâmplă, dar să le că deja mai enervezat, mi s-a luat pe bune. E foarte bine, nu o să-l mai aud pe dar să le deja mai enervează, nu mai am niciun chef să fac aici, dar o să-l bat eu ca de fiecare dată, foarte, foarte ușor. Ei bine, astăzi o să facem prima oară, vreau să facem așa un fel de, castel de nisip, dar nu știu exact ce castel. De fapt, ar trebui să-l fac de câte 3, dar asta ar fi mult mai bine să-l facem așa, în partea asta ar fi de 2, dar nu, îl dăm mai așa, să fie tot de 3. Să fie totul simetric, foarte, foarte frumos. Chiar aș vrea să fac ceva foarte șmecher, chiar dacă ăsta e de început și nu o să fie ceva foarte mare, dar da, oricum o să-l bapă, dar el chiar n-ar trebui să mă chinui, dar ar trebui să mă chinui totuși, că este, prin până la urmă, este o ediție mai specială de ziua României și o să iasă ceva foarte, foarte șmecher, dar de fapt aici nu prea pare să fie sincer, adică momentan nu prea arată așa, dar dacă punem astea așa în partea asta și în partea asta fix așa și în partea asta fix așa, eu zic că o să arate bine, cât de cât decent. Aici vreau să facem direct steagul și cam asta o să fie, pentru că este prima rundă, runda de nou bun de nou. O să trebuiască să mă chinui absolut doar pentru că oricum nu o să trebuiască să mă chinui cu Darusele, pentru că Darusele știți cum e, Darusele e cam slab așa. O, cred că o să las așa steagul, chiar dacă nu arată foarte, foarte bine, puteam să-l fac eu mai șmecher, dar eu zic că e decent, arată că dă cât ok așa și n-ar trebui să mai fac nimic pentru prima rundă. Eu zic că e ok și nu o să mă complic, pentru asta o să vedeți ce să fac la ea de pro, că acolo chiar vreau să fac ceva super, super tare. Și apropo, la fiecare rundă scrieți voi acolo în comentarii dacă vreți să, adică cine a făcut mai mișto, dacă am făcut eu mai șmecher decât Darusele, și dați acolo notă la fiecare construcție în comentarii. Ba, Darusele, am terminat, am făcut foarte frumos aici, o să te bag clasic, tu ai terminat acolo sau n-ai terminat? Sau trebuie să n-ai terminat, că tu oricum niciodată nu termin, dar Rusele, tu oricum ești cam slăbănog, așa ești cam slab la jocurile astea, dar Rusele la bilbetă, nu prea te pricepi. A ta, bără, fă-le, fii antena, eu mi-am 10 secunde și am terminat. A, mai 10 secunde și terminat, dar Rusele, ia spune-ne, povestește-ne și nouă, ce ai făcut tu acolo, dar Rusele, spune-ne și nouă, dă-ne și nouă mai multe detalii, așa, până vedem și noi ce ai făcut. Nu contește, bă, Rafale, nu contește, dar se potrivește cu rimă și cu, Da, nu mai știți, mai vorbești în fine, nu mai contează, să fii atent, dar Rusele, oricum, eu am făcut ceva de noob, dar să le, adică e asta de noob, dar să le, practic aici poți să locuiești tu dacă vrei, dar să le, îți dau un mic detaliu că e ceva în care ai putea să locuiești bine, nu ai putea să locuiești că e, bă, Rafale, da din greșeală, bă, pe unde ia, bă, pe unde aici? Da, da, pe acolo, te duci direct în apă, dar să le treci, mă, înapoi, du-te, mă, pe aici, dar să le, și nu mai facem niște, hai, du-te, fac o, ai terminat, mă, ai terminat, dar chiar că vin, intru acum peste tine, intru și peste tine, mă, ce, mă, ce, mă, a, mă, ce, mă, mă, ce, mă, asta, bă, dar să le, tu-ți bagi joc, mă, ce, mă, asta, dar să le, chiar că e de noob, ce e asta aici? Bă, fii antrenă, domnule, vă rog să veniți, hai, 1, 2, 3, marș! Gata, 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 hai să vedem, ia să vedem, ce ai făcut tu aici? Ok, deci asta este un stack, cum ar veni, și ai făcut o casă interioară, mamă. A, bă, 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 e simplu, sincer, dar e de nu, bă, dar să le dau nota, bă, fii atent, dar să le, pentru că în ziua României îți dau nota 10, bă, dar să le astăzi, pentru... Am notat și găsesc mai spiegră, hai, acum hai la tine, bă, Rafale, hai la tine. Da, merge la mine, dar să ce vorbiști așa în șoaptă, ți-e frică, dar să le, că o să pierzi? Nu, hai, 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 mă, hai, ce ai făcut tu, mă, ce ai făcut tu, ia, mă. Bă, Rafale, bă, ce mă asta, mă, ce e asta? Wow, dar să le poți să mai bagi mult joc și să vorbești pe bune, dar să le că deja mă enervezi. Adică ia, mai și sparge ok, 0 puncte. Dar să le, îți dau nota 2, îți dau nota 2. Nu să să strage nota, nu mai e 10, dar să le dau nota 2 ție. Nu, gata, gata, scuze, ia, mă, ce fac deja? Mamă, bă, ce castel, mă. Bă, Rafale, bă, ta ce fac, mă, cu săra cu steag? Bă, bă, se bătu joc, Rafale, de steag, se bătu joc. Mă, dar să dai, da, să dai nu, cum adică tu îți bagi joc, dar să le că la fel, la fel în care vorbești, dar să le poți să nu mai bagi joc și să vorbești ca lumea, să că nu te înțelege nimeni.
nimeni, dar înțeleg, nu înțelege nimeni. Ce vorbești, oamenii vor să te audă și tu nu vorbești ca nimic. Ok, barafele și fiantână. Ca să nu mi-mi place, cam stă cu la țepătul joc de el. Deci eu o să stau nota 8. Ah, mersi, dar e o notă bună pentru că cred că cea mai mare notă, nu știu. A, deci dar înțeleg, tu mori, am înțeles. Dar înțeleg, tu mori acolo, du-te, dar înțeleg, să mori în pace, du-te, apucă-te de aia de pro, dar înțeleg. Da, dar să se comportă foarte rău. Nu știu de ce am, bă, mă enervează la cul. Scrieți-mi acolo în comentarii dacă voi vă enervează la fel. Nu mai știu să mai vorbesc nici eu la fel, cum nu mai știe, dar să nu mai pun nici eu la cât mă enervează, sincer. Da, nu mai. Acum trebuie să mă gândesc să facem noi acum pentru că începe runda a doua, runda de pro. Deja scrieți-mi acolo în comentarii care vi s-a părut vă mai frumoasă. Mamă, deja nu mai pot să mai vorbesc, să revenim imediat. Nu mai are rost, sincer, cu dar să nu mai trebuie să mai îmi bag capul. Ok, bun, cred că am revenit cu o idee foarte bună, una dintre cele mai bune idei pentru că o să fac ceva specific România. Adică construcție care se află și în realitate în București și anume Arcul de Triumf. Ei bine, dacă nu știți, adică toată lumea cred că știe, sincer, dacă nu știți, scrieți acolo, căutați acolo pe Google Arcul de Triumf, ce o să vedeți ce o să fac eu astăzi. Bine, să sperăm că o să-mi iasă foarte, foarte bine și da, haideți să începem acum. Să sperăm că o să-mi iasă foarte bine ca să nu mai căutați voi pe YouTube, Google, pe toate astea, ca să vedeți aici direct la mine. O să facem ceva de genul așa, începem forma asta foarte, foarte frumos. Aici punem partea dreaptă. Păi eu așa din ce-mi dă, văd eu aici, sincer, aș crede că are și ceva foarte, foarte bine, dar de fapt trebuie să opresc asta ca să fac și eu așa să fie simetric totuși, că altfel n-ar putea să mai fie altfel, dar o să fac chestiile astea, o să dau acolo în sus, o să fie tot foarte bine și să sperăm că o să ne iasă, că dacă nu ne iese, cred că o să ne bată, dar să-l cheia asta de pro și ar trebui să fie ceva foarte, foarte șmecher, că dacă nu, o să fie cam nașpa, dar probabil o să fac mai multe chestii pe lângă aceasta, o să mai fac altceva, nu știu, dar momentan trebuie să facem asta, vedem ce o să iasă și după revenim cu restul. A, da, și scrieți acolo în comentarii ce construcții aveați voi în cap, adică ce, la ce v-ați gândit voi așa, specific României, ce ați fi construit voi în locul meu sau în locul lui Darusel. Bun, și am terminat de construit, dar nu știu ce să zic, sincer, nu vreau să râdeți, scrieți acolo în comentarii, nu vreau să râdeți de mine, vă rog, chiar nu vreau să râdeți, adică o să vă arăt chiar acum 3, 2, 1 și cam așa arată, dar trebuie să mai fac mai multe chestii, că nu prea sunt mulțumit, sincer, adică doar atât, nu, e prea puțin, sincer, ce scrie mă Darusel acolo, în fine, nu mai contează asta, bă, cam așa arată, am făcut aici un fel de steagul România, am pus acolo deasupra și chestiile astea cam așa arată, trebuie eu să-l fac puțin mai mare, cred că puțin mai gros în partea asta, să fac mai multe blocuri așa, dar, bă, eu zic că e cât de cât, ok, arată, ok, eu ți-ar trebui să mai fac mai multe chestii, pentru că doar atât, cred că e prea simplu, nu știu, scrieți acolo în comentarii dacă e simplu sau dacă e ok și atâta. Acum mă gândeam să fac, nu știu, chiar nu știu ce mă gândeam să fac, probabil o să fac o fântână arteziană pe aici, prin partea aceasta, și o să mai fac ceva de genul, cred că o să mai fac o mică căsuță așa, mai țărănească, cum ar veni să dea, bine, practic, eu zic că ar fi chiar o construcție foarte, foarte bună, dar, nu știu, scrieți acolo în comentarii ce ați fi putut voi să construiți pe lângă ce am făcut eu aici, mai șmecher, adică, pe bune, nu știu, adică, bă, e ok, e ok, sincer, chiar e ok, scrieți voi acolo în comentarii părerea voastră despre ce am făcut eu aici, mă, dar ce se întâmplă, bă, cu mine, bă, ok, deci e cu tremură, Minecraft. Bun, deci mi-am luat acum materialele foarte frumos și vreau să mă ocup aici să fac un fel de mini perculeț, vreau să fac fântâna asta arteziană cu niște băncuțe și să fac aici niște copăcii foarte, foarte frumoși. Eu zic că ar da bine, dar în partea asta vreau să facem direct acum fântâna, o facem fix așa aici, vedem cum iese, o facem de 4 de astea, eu zic că e ok, să o facem fix așa, dacă ar trebui, adică nu, fiți atenți, cred că trebuie să o dau puțin mai așa, în primul rând ar trebui să ocup și eu aici, să văd unde, da, uitați-l la Darusel, îmi face troll, uitați-l puțin, că deja mă și enervează, sincer, la modul cel mai serios, e foarte amuzant el Darusel, ce să spun. Gata, să sperăm că nu o să mai facă Darusel așa, deci o să facem aici, fix aici, fântâna, o să fac în partea asta, foarte, foarte frumos aici, trebuie să iau și apa, acum m-am gândit că eu fix apa am uitat, adică cum ar arăta o fântână fără apă, sincer, adică n-ar mai fi fântână, dar haideți să punem în partea asta așa, facem în felul acesta, hai să pun asta aici, momentan, că momentan nu prea am nevoie de chestia asta, și o să punem în partea asta direct apă aici, o să dăm așa să curgă, dar mă gândeam să fac așa ceva de genul aici, foarte frumos, dar nu știu, cred că ar da în afară, nu cred că e bine, nu cred că e bine că n-am făcut-o mai mare, dar o lăsăm așa, o lăsăm așa, oricum e bine, tot o să-l bat pe Darusel și în halul acesta, în felul acesta o să-l bat. Aici vreau să punem și noi puțin gres, să facem aici foarte frumos, pentru că vreau să facem aici o mini păieniță, să facem aici și niște bănculețe, adică ca și cum stai pe bancă, stai foarte frumos aici, punem aici un mic copăcel, facem acum repede un copăcel așa foarte, foarte frumos, în stil de ăsta mai așa, mai exotic, mai de, cum se mai numește ăsta, de palmier, așa foarte frumos, eu zic arată cât de cât ok, și să facem aici cât mai multe chestii, o să-l facem cât mai mare, dar prima oară trebuie să punem aici iarbă, că avem nevoie de iarbă, să facem aici foarte, foarte frumos, o să facem asta, după cum mă gândesc să mai fac o casă și cam atât o să fie, că eu zic că oricum Darusel nu o să facă ceva foarte, foarte bine, chiar sunt curios ce să facă, pentru că eu zice mai specială și dați la Darusel cu invizibilitate aici, că să face asta pe aici, wow, deci e foarte amuzant, Darusel, uitați-vă cum trișează el în continuu, nu se poate fără să trișeze Darusel. Cam așa arată până acum tot ceea ce am făcut eu momentan. Vreau să mai fac o casă și cam atât. Am făcut aici căsuța asta, adică n-am făcut căsuța, adică am făcut Arcul de Triumf și aici am făcut
făcut un mini porculeț cum ar veni, avem aici fântână, avem niște băncuți, avem niște copaci, avem niște lumină cum ar trebui și am făcut aici un mic design cum ar veni aici să vadă mai așa, mai să fie puțin mai special, să nu fie totul plin de gres, că ar fi fost cam ciudat sincer să arate totul de iarbă, ar fi fost cam simplu. Și acum vreau în partea aceasta, pentru că aici n-a rămas loc, să facem o mini căsuță, să facem ceva foarte, foarte tare. Încă nu m-am gândit așa la o chestie, dar facem ceva foarte frumos, pentru că dacă vă aduceți voi aminte, casele pe care le-am mai făcut eu, adică uitați-vă la casa asta cum a ieșit, uitați-vă aici foarte, foarte frumos de ce ieșe casa asta. Mi se pare una dintre cele mai șmechere chestii pe care le-am făcut. Sau bă, nu, asta era. Mamă, deci nu era asta, mamă, câte construcții am făcut, deci am făcut foarte multe. Uitați-vă puțin la asta, mie mi se pare genială, nu știu, scrieți-vă acolo în comentarii, dar acum revenim acolo și să vedem, poate să mai facem ceva de genul așa super, super tare. Ar fi fost mișto să pot să dau copy-paste la aia, dar da, nu trișăm ca dar în fel, că noi suntem mai, adică nu trișăm, că nu facem concurs de construit cu trișare, facem de ăsta în care construim pe bune, pentru că vreau, chiar sunt curios cum o să construim noi aici, ce chestii o să fac, chiar sunt curios cum o să-mi iasă și abia aștept sincer să văd rezultatul final. Eu zic că o să iasă ceva super, super tare, mă gândesc să fac aici ceva de genul așa, în felul acesta, nu știu, fac ceva random și vedem ce o să iasă până la urmă, aia e, vedem, doamne ăștia, să fie ceva super, super tare. Dacă ne bate Darusel la asta, chiar mi-ar fi rușine, sincer, chiar vă las să râdeți acolo în comentarii dacă Darusel mă bate la chestia asta cu de ziua României, sincer. Pot să spun că într-un final am terminat casa și vă arăt fix acum, uitați-vă puțin, bă, dar mie mi se pare genial, sincer, adică nu știu, am făcut o idee, așa mi-a venit ceva în cap și am zis să fac așa, uitați-vă puțin din jur împrejur cum arată, vreau să-mi spuneți acolo ideea voastră, ce părere aveți despre cum mi-a ieșit mie casa aceasta și vreau să vă spun și povestea. Deci prima oară am făcut partea aceasta și am făcut astea pe aici și după ce am văzut astea că am făcut chestiile astea și am zis, bă, stai să mă duc să le duc așa ca și cum sunt agățate de ceva și am făcut chestia asta și dacă vă uitați aici în spate, uitați-vă puțin, zici că e casa asta susținută fix de asta, ca și cum am făcut aici un efect ceva, să arate cât mai interesant și mie mi se pare că e o casă foarte, foarte decentă, având în vedere spațiul pe care îl mai aveam aici foarte, foarte puțin și mie mi se pare că arată genial, sincer, chiar arată într-un fel cu o casă românească și e micuță, e așa, de lemne, sărănească, cum ar veni, intrăm aici foarte frumos, steagul României clasică, nu putea să lipsească steagul României și aici vedem că avem o masă, avem aici, stai puțin, te pui pe scaun foarte frumos, aici în oglindă, te uiți frumos, aici e un cafea, un frigider mic, de aici spui cafea cum ar veni, aici e patul unde dorm foarte, foarte frumos, aici e bucătăria, un radio și un ceas unde te uiți practic la ceas cum ar veni și cam așa arată totul și eu zic că arată ceva genial, nu știu, n-am ce să spun mai mult, dar atât cam așa arată în total tot ce am făcut eu pe aici, în afară de asta de nub, că asta nu se pune în considerare la runda asta, la runda asta avem aici arcul de triumf și uitați-vă în spate cum am, dar arată genial așa cum se uită, cum se vede așa în spate, mi se pare că arată cât arată chiar super, super ok, adică uitați-vă puțin și părculețul ăsta aici și casa, băi, eu zic că e destul, adică am făcut și o casă și un parc, am făcut și arcul de triumf, ce mai puteam mai mult, dar tot sincer puteam să fac mai multe, dar eu zic că e ok, chiar eu zic că e ok și că nu ar trebui să mă chinui mai mult, dar tot pentru că Darusel cred că a făcut mai nașpa, nici de fapt nici nu mai pot să mai vorbesc sincer, chiar m-a cam obosit Darusel, ziua aceasta a fost cam nașpa, a fost cam stresant sincer. Hai bă Darusel, că am terminat, sunt gata, m-am făcut totul, cât îți mai am, Darusel, unde ești, că stai? Deșteaptă-te, române, din da, da, gata, Darusel, fii atent, te las să vii fix la mine, uite că vezi chestia asta, Darusel, vino așa, dă-te la o parte, fix în partea asta, să ies totul frumos, Darusel. Bă, nu asta, bă, Darusel, bă, vino mai aproape, bă, Darusel, rămâi lângă mine, ca să te auși, bă, Darusel, că vorbești în ce, nu te aud, Darusel, ce vorbești? Ce? Darusel, bă, uite-te la construcție, de ce am construit, nu te uiți? Bă, da, uite, mamă, bă, ia, e ceva înăuntru? Bă, nu mai spargi, Darusel, n-ai voie să spargi, fii atent, Darusel, vreau să-mi spui înainte de toate, Darusel, înainte de toate, vreau să-mi spui ce e ăsta, Darusel, ce reprezintă, ce crezi că e ăsta? Arcul României. Mamă, doamne, știu, bă, Darusel, arcul de triumf. Bă, Darusel, tu chiar știi, mamă, ești deștept, bă, Darusel, ești chiar deștept, bă, Darusel, dar steagul când îl înveți tu, Darusel, că văd că ai albastru la jumate, când albastru e în stânga, roșie în dreapta și galben la jumate. Nu contează, eu am aici aici, mamă, bă, băiatule, mamă. Da, brav, nu, aici, bai, copaci, ai tu. Da, da, stai puțin, bă, Darusel, stai puțin, fii atent, vino, atent, vreau să le iei pe fiecare păr în Darusel, vreau să dai notă la fiecare în parte, vreau să dai prima oară la arcul de triumf, uite-te din jur împrejur și dă-o notă, cum ce, dacă ți se pare ție că arată ca în realitate, de fapt, doar ai zis că e arcul de triumf. Nota 8, așa, nota 8, nota 10. Nota 10, mamă, mersi, bă, Darusel, mersi și parcul tot, nota 10. La copaci, nota 2, că sunt strâmbi. Da, Darusel, acum vorbești și tu, Darusel, nota 0, Darusel, aici, gata, ok, nota 10 la 100, dar nu mai vorbi peste mine, Darusel, când vorbești peste mine, să știi că nu te aud, că vorbesc eu. Ok, dar nu-mi pasă, uite, la casă stau nota 8 și nota totală este nota 8. Da, Darusel, ok, n-ai văzut nimic, deja mă enervez, ok, mamă, mă enervez, rodă, tu nici nu mai știu să mai vorbesc, mă enervează. Bă, Darusel, hai să mergem la tine, că deja nu mai pot, bă, Darusel, pe bune, cu tine. Rafa, așa așteaptă. Stop! Deci fii atent la fel, dacă vrei să... alo! Dacă vrei să vezi, tu trebuie să cânti în România. Hai, că
de ăștia. Bă, nu scumă ține nimic. Hai să vedem. Ia să vedem ce ai făcut aici. Mă, ce e asta, bă, dar să le-ai făcut o casă, bă, dar să tu-ți bagi o casă de ziua României sau ce e asta? Este o casă țărănească, bă, hai urcă. Da, hai, o casă țărănească, e toată făcută din stone. Da, mă rog, în fine, hai să vedem ce ai făcut aici. Da, steagul României, care e steagul lui Darusel, cum ar veni. O casă țărănească, ai un gai, un de ăsta de gaming, dar să le ia. Hai, mamă, hai, baie, da, urai de toate, bă, dar să le mai. Da, mă, bă, e foarte fain, nu este? Foarte fain, Ok, dar să nu, ok, fii atent, dar să le vreau să-ți dau notă, dar să le pentru ce am vrut, dar să le o să dau nota 2 pentru că n-are nicio legătură, bă, dar să le nicio legătură, n-are nota 2, nota 2, ți-am dat 10 aici, nota 2 aici, o să nota 8, cum ar fi 10 minus 2, 8. Sau 10 împărțit la 2, nota 5, total, da, deci dar să le aplica bine că aplica, că deja mă enervează, dar să nu știu, scrieți-le acolo în comentarii ce credeți, dacă credeți că dar să le-a respectat tema, dacă este o casă așa de, mă, ce faci, bă, dar să le. Rafaeli, stai, bă, Rafaeli, bă, dar de ce faci așa, mă, ia. Deșteaptă-te, rămâne din somnul cel de moarte la care te adânciră, dar să-l proplerul pe Rafael Abu, pa-pa! Da, deja mă enervez, dar să nu știu, scrieți acolo în comentarii ce note dați la ceea ce am făcut eu aici, că mie mi se pare super, super tare, chiar mi se pare super tare, uitați-vă la Darusel acolo, vedem care a ieșit, mie îmi place foarte, foarte mult, dați și acolo Darusel o notă, scrieți acolo în comentarii cine a câștigat și chiar sunt curios dacă voi credeți că Darusel ce a făcut acolo respectă tema, că mie nu prea mi se pare, adică a făcut o casă ok, dar a făcut cameră de gaming să fie bine, pă, da, știu să zice, mai, nu știu, scrieți acolo în comentarii ce note dați la Darusel, la ce a făcut el, la aia de nou, la aia de pro și nota totală și scrieți acolo, dar la fel la mine și cine a câștigat practic tot concursul și da, eu zic că a fost un concurs pe cinste, chiar mi-a, bine, nu mi-a plăcut, mi-a plăcut ce am construit, sincer, dar nu, chiar nu mai am nimic de zis, deja eu nu mai știu să mai vorbesc absolut nimic, m-a căpiat de tot, dar se las astăzi, nu mai, chiar, da, nu mai, scrieți acolo în comentarii ceea ce vreți să faci, următoarea dată că o să o aducem și pe Alice, dar să vedem că Alice încă e plecată, Alice nu știu ce face, e de petrece așa, de sărbători cum ar veni. Și așa de final, un la mulți ani pentru toată lumea, pentru că este ziua României, deșteaptă-te române. Da, am vrut să fac și eu ca Darusel, dar vă rog, la mulți ani toată lumea, la mulți ani români, scrieți acolo în comentarii, la mulți ani, o să vă răspund la toată lumea și da, să fiți mai buni. Că cum e Darusel deja, eu nu mai vorbesc sincer, încheiem aici, că deja, sincer, mi s-a luat, trebuie să iau o pauză, sincer, cu Darusel nu mai pot, gata. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi. We'll be right back.